În după amiaza zilei de 1 aprilie, polițiștii de frontieră giurgiuveni au oprit pentru control o autoutilitară care era condusă de un cetățean bulgar. Acesta transporta 2 tone de carne de pui în condiții improprii. Autoutilitara nu era dotată cu sistem de refrigerare, fapt ce a dus la alterarea cărnii. După verificarea mărfii a documentelor de însoțire și a condițiilor de transport, oamenii legii au anunțat inspectorii DSVSA, care, după verificarea cărnii, au stabilit că este improprie consumului. În urma controlului autoutilitarei, polițiștii de frontieră au descoperit în compartimentul marfă 200 de cutii ce conțineau pulpe de pui în cantitate totală de 2000 de kilograme. Șoferul autoutilitarei, un cetățean bulgar în vârstă de 33 de ani, a refuzat să prezinte documente de proveniență pentru marfă, fapt pentru care a fost condus la sediul instituției. În urma cercetărilor, polițiștii de frontieră au constatat că autoutilitara nu deținea sistem de refrigerare, iar carnea era destinată pentru societăți comerciale din Oltenița și București. Cetățeanului bulgar a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 1000 de lei și au dispus totodată măsuri complementare de confiscare și distrugere a mărfii în valoare totală de 140.000 de lei.